Așadar, a construi pe CLT este un sistem scump, este un sistem oarecum pretențios, dar este un sistem care îți permite să faci mult mai multe lucruri la nivel de arhitectură, este mult mai accesibil și mai facil într-o zonă seismică, poți să lași foarte multe din lemn aparent la interior, dar totodată ai nevoie de o echipă profesionistă și care trebuie să știe foarte bine ce faci, atât în proiectare cât și în execuție. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube, Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfaturi Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.